Bună seara și bine ați venit cu Dora Cofonac, probleme de matematică la geometrie. Păi, a fost doar de mine, da. Și mie mi-a fost doar. Da! Deci de miercuri ne-am mai văzut, iată că porim la treabă, nu stăm pe gând, da, zim așa. Da, problema numărul 1. Pentru unghiul ABC, în ipoteza, pentru unghiul ABC. În ipoteza, triunghiul ABC. Măsura unghiului a 90 de grade. Măsura lui A egal cu 90 de grade. Măsura lui C, 15. Măsura unghiului C egal cu 15 grade. Avem AD perpendicular pe BC. AD perpendicular pe BC. Cu D aparține lui BC. D aparține lui BC. Și BC egal cu 16. BC egal cu 16. Și să te afle în concluzie. Area triunghiului ABC. Area triunghiul ABC egal cu 5. Văd că am un triunghi care am toate două unghiuri am AD. Da. Al treilea cât va fi? Plus măsura lui C egal 180 de grade. Și cum avem că măsura lui A egal cu 90, iar măsura lui C egal cu 15 grade, din cele două reiese că măsura lui B egal cu 75 de grade. Da? Bun. Asta ca idee. Ce mai știu? Că în problema asta deci e vorba de un triunghi dreptunghic în care știu că unghiul ăsta de A e de 90 de grade, B-ul de 75, iar C-ul de 15 grade. Și mi-e întrebarea area triunghiului ABC. BC-ul o știu că este ca mărime cât BC este 16. Și zice că avem AD perpendicular pe BC, domnule. AD perpendicular pe BC. Da. Ziceți-mi ce idee aveți. Cum vă gândiți la problema asta? Are ar fi BC ori AD, nu? Pe 2. Da. Area triunghiului. BC ori AD pe 2. Sau cateta 1, cateta 2, dar nu am nimic pe lucru. Deci nu avem nici catete, nimic. Îi se dau unghiurile așa. Nu degeaba. Nu degeaba. Trebuie să valorificăm chestia asta. Pe unghiul de la C e de 75. D, A, C. Ăsta de aici, da? Mm-hmm. 75. Da. 75 de grade, de acord, pentru că fiind aici 90 de grade AD, 75, 15 de nou. Este același lucru. Deci în triunghi care avem numai unghiurile cunoscute și latul, ipotenuza. Cum mișcăm problema asta? Că în mod normal, iar triunghiul este fix. Cunoscând unghiul de șolatură, triunghiul este fix. BC la a doua e AB la a doua plus AC la a doua. De acord. Deci, din Pitagora, nu? Da. Deci BC pătrat, hai să scriem și pe asta. BC pătrat este egal cu AB pătrat plus AC pătrat. Asta. În unghiul la ABD avem AB la a doua egal cu BD la a doua plus AD la a doua. În triunghiul ABD, AB la a doua egal cu? BD la a doua plus AD la a doua. BD plus AD la a doua. Da. În triunghiul ADC, AC la a doua egal cu AD la a doua plus DC la a doua. Da. Și BD cu DC 16, poate și la altceva. Facem teorema catetei? Nu,
ea n-a spus asta, a zis Pitagora odată în ABD, Adi, și pe un Pitagora în ADC. Și a văzut că acolo că AD intră și într-un caz și în celălalt, da? E comun, da. Și încerc și faptul că BD plus DC face nu știu cât am. Da. Hai să mergem pe ideea ta și să vedem unde se potmolește. Deci vine AB pătrat egal cu cine? BD pătrat. BD pătrat plus BD plus AD pătrat. AC pătrat pe de altă parte. Egal cu AD pătrat. Da. Plus DC pătrat. Plus DC pătrat. Deci BC pătrat. Va fi egal cu... Acum punem tot în BC. Să înlocuim cele două. În relație de sus, da? Da. Deci ar fi că în loc de BC pătrat... Nu, punem BC pătrat. BC pătrat putem să punem 16 la pătrat, ca asta o știm. Exact. Da. Hai să zicem 16 la pătrat. Este egal cu AB. BD la a doua. BD la a doua plus AD pătrat. Și plus... AD la a doua. AD la a doua. Plus DC pătrat. Plus DC pătrat. 16 la a doua. Egal cu 2 ori AD la a doua. La a doua, domnule. 16 pătrat egal cu de 2 ori AD la pătrat. Plus BD pătrat plus DC pătrat. BD pătrat plus DC pătrat. B de pătrat plus B C pătrat. Miruna, am rămas în situația asta. Dar B de pătrat plus D C pătrat, dacă aș mai avea de două ori B de ori de C, aș face un pătrat perfect. Visez la chestia asta. Dar nu am de două ori B de ori de. Neavând, hai să adunăm și să scădem. 2. 2 BD ori DC. Nu? Ca să vădăm un pătrat după. Deci aș spune că 16 la pătrat egal cu de 2 ori AD pătrat plus poate e forțată mâna, dar lăsăm așa. Plus BD pătrat plus DC pătrat plus 2BD ori DC minus 2BD ori DC, repet, de toate ideea aceea de formare a pătratului perfect. Și asta ar însemna 16 la pătrat egal cu conduce Anca 2AD la 2. Da, 2AD la pătrat plus facem binomul Adi plus BD plus DC totul la pătrat. BD plus DC totul la pătrat minus 2 BD. Minus 2 BD ori DC. Ori DC. Corect. Ăla-i BC la pătrat. BD plus DC ar fi BC la pătrat. BD ori? BD plus DC. Așa. Și ar fi așa cât 16 la pătrat. Egal cu... De două ori de la pătrat. Da. Plus BC la pătrat. Plus BC pătrat, care este... 16 la pătrat. 16 la pătrat. Minus. Minus 2 BD ori DC. 0 egal cu 2 AD la 2. Deci 16 cu 16 la 2, nu? Și 0 egal cu 2 AD pătrat plus... Minus. Minus, da. Minus 2 BD... DC. Ori DC. Echivalentul. Ducem pe 2 BD de C în stânga. Și o să fie 2 AD pătrat. Deci vine de 2 ori AD pătrat egal cu BD, 2 BD ori DC. Și atunci AD la pătrat. Prin 2 pe 2 și vine ca AD pătrat egal cu BD ori DC. Și AD la pătrat. Cine este? Înălțimea la pătrat, egal cu prost. Asta am demonstrat. N-am făcut nimic. Am da. Deci ne-am învârtit atâta vreme cât n-avem decât o singură necunoscută. Era de așteptat să întâmple asta. Deci, fără să folosim și măsurile unghiurilor, nu mișcăm problema. De acolo plecăm. De acolo trebuie plecat. Deci nu degeaba autorul ne-a dat și măsurile facem unghiurilor. Facem sinus de 15 grade, unghiul ce? Ei, da. Facem ceva. 15 grade... Nu știm. Nu știm.
sinusul lui 15 grade nu știm. Deci este un unghi pe care nu-l aveți în literatura voastră, în tabelul acela. Exact, în tabelul ăla, da. Și atunci e o problemă. Ne trebuie o idee. Deci, tot legat și cu unghiurile, o construcție să facem ceva, ceva care să ne ducă spre un unghi. De 30 măcar. Un unghi de 30 sau un 45. Da. Că m-aș descurca cu un 45. Să vină o idee. Dragoș, nici nu mai ai o idee. Trebuie să ne vină. Nu facem decât... În clipa asta rămânem blocați dacă nu venim cu o idee în problemă. Hai. Simetricul lui A față de D. Dar ce urmărim? Te fac unghiul ăla de 30. Deci, mai adaugi lui ăsta un cinci, da? Deci, prin simetric, iată, o idee, a apărut o idee, să zicem, a prim. Deci, uite, de la Mihaela, o idee. Simetricul lui A față de D este un punct A prim, încât A, D să fie cât de A prim. Asta înseamnă simetricul unui punct față de altul. Sau, dacă vreți să sunt și față de BC, tot atât de bine, fiind s-a dus perpendiculară. Și iată că în clipa asta... Facem unghiul și avem 30 de grade. Și avem aici un triunghi. AA prim C. Deci triunghiul AA prim C. În care unghiul de aici este de câte grade? 30. 30. Tot 30. 30 de grade. Iar asta de aici este... unghiul ăsta de 75. Da. Că este o simetrie. Exact. Da? Triunghiul ăsta este isoscel, nu? Că AC este cât da. A prin C. Da. Și CD este înălțime. CD este înălțime, de acord. Da. Ce ne facem că nu știm unghiul ăsta de 30 de grade, Mihaela, cu ce mă ajută, nu? La, cu ce mă ajută? Știm doar o diagonală. Deci, dacă e rombă. Dar nu-i rombă ăsta. Nu-i romb. Rombul ar fi acela în care diagonalele sunt perpendiculare, dar se și jumătățesc. A, pentru că laturile sunt egale. Sigur că da. Deci nu este. Este un patulater de cealaltă neodată, neodată în când ne-a sunat din Austria, mă mica aceea, și ne-a spus de patulaterul acela în care se întâmplau două triunghi isoscele. Da? Puse cap la cap două triunghi isoscele, mă mica aceea din Austria, când a spus problema aceea, nu știu dacă mai am zis voi. Da. Deci e problema aceea de acolo. Spune ce... asta e? Deci e problema aceea în sensul în care... Hai că mergem pe ideea asta? Vedem în felul următor. Aria acestui triunghi este produsul a două laturi și sinusul unghiului dintre ele. Sinus 30 de grade. Dar eu când am aflat area triunghiului acesta echilateral, isoscel, de fapt, aflu de două ori aria triunghiului A, D, C. Da? Da. Vreau să mergem așa. Spunem, aria triunghiului ABC este egal cu aria triunghiului ADC plus aria triunghiului ABD. Plus area triunghiului ABD. Urmăriți. Area triunghiului ABC se compune din
ADC plus ADB. E bine? Da. Din ADC plus ADB. Aria triunghiului ADC. ADC am să spun, să subînțelegi dacă trei litere la triunghi. Aria triunghiului ADC este jumătate din area triunghiului A prin C. E jumătate, da? A prin C. Este egal cu area lui A, A prin C, 1 pe 2. 1 pe 2 din A prin C. Și egal mai departe, area lui A prin C, A lui A, A prin C, egal cu produsul a două laturi, AC, orice A prin, AC, orice A prin, ori sinusul dintre ele. Deci egal cu AC, ori C A prin, ori sinusul de 30 de grade, pe 2. Și egal mai departe, în loc de AC, de ce A prin, poți să zic AC. Că ele sunt egale. Sunt egale. De două ori AC. Deci egal cu AC pătrat, AC pătrat, orsinus de 30, orsin de 30 de grade, supra 2. Da? Deci area lui ADC, AC pătrat, orsin 30 de grade pe 2. Area triunghiului, area triunghiului celuilalt ABD, ABD este o jumătate din area triunghiului ABA prim. ABA prim. Și este egal cu 1 pe 2. Dar aici trebuia supra 4. Știți de ce? Că m-am avut 1 pe 2 aici, pe 2 acolo, și trebuie corect. Supra 4, ca să fie corect, în fel de greșeală. Și faci 1 pe 2 ori AB ori BA prim. Deci AB ori BA prim ori sinus de câte grade? 75 cu 75? 150. Sinus de 150 de grade. Și supra 2. Și face AB pătrat, da. AB pătrat, cosinus de 150 de grade, și supra 4 vine, da? Atunci, area triunghiului ABC de la început. Egal cu area aia plus area aia. Da? Deci area triunghiului ABC va fi egală cu cine? Cu... AC la a doua, AC pătrat, ori sinus de 30, plus AB pătrat, ori sinus de 150. Dar pe 4. Totul pe 4, da? Da. Și egal mai departe, sinus de 150 egal cu sinus de 30. De 180 în 150. Da, în completare și exact. Bine, exact. Completare și tot. Deci, egal mai departe cu AC pătrat. AC pătrat orsin de 30 de grade. Plus AB pătrat orsin de 30. Plus AB pătrat orsinul de 30 de grade. Totul pe 4. Putem scoate în factor comun pe sin de 30 de grade. Vedem că e comun celor doi. Da. Face sin de 30 de grade pe lângă, pe lângă AC pătrat plus AB pătrat, AB pătrat pe 4. Și egal acum acum. AC pătrat, plus, AC pătrat plus AB pătrat. Cât face AC pătrat plus AB pătrat? BC pătrat. Face BC pătrat, pe tabla, da? Care îl știm. Da. Deci va fi. Da. Deasupra. Că acolo nu am făcut decât să pierdem un pic timpul. Așa. Deci o să ștergem cu scat și să vedem. Deci vedeți?
Area triunghiului ABC este sin de 30 de grade, a cărei valoare știm că este cât 1 pe 2. Deci vine așa, area triunghiului ABC este egal cu sin de 30 de grade, 1 pe 2, ori BC la pătrat. BC pătrat. Adică și aici. BC pătrat, să scrim așa, pe 4. Care va face BC pătrat pe 8. Pe 8. Și egal BC cu... BC o știm 16. 256. Pe 8. Pe 8. Și face... Și egal cu 3. 24... 32. Centimetri pătrați. Are 32 centimetri pătrați. A fost dificilă, de ce să vă spunem, pentru că ne-a pus în dificultate. N-am știut aici cum, nu construi simetric, 15 grade, am băgat 30 de grade, am zis că area este produsul a două laturi sinusului între ele și am zis, e jumătate din area, nu, din înainte. Este un moment foarte interesant, pentru că în final a ajuns aria ca fiind ipotenuza la pătrat, așa, ori sinus de 30 de grade, supra 4, asta ar veni, nu? Deci aria triunghiului ABC este egal cu BC pătrat. BC pătrat. Ori sinusul unghiului dublu de aici. Da. Dublu. Dublu. Da. Sinus de 2 alfa. Dacă alfa a fost 15 grade, 2 alfa supra 4. Așa asta ar fi formula pe care am pus-o acum la punct. Area triunghiului este ipotenuza la pătrat, ori sinusul unghiului dublu acesta de aici. Dar cu triunghi dreptunghic. Că numai dacă e triunghi dreptunghic merge treaba asta. Ori sinusul unui unghi, sinusul unghiului dublu, atenție, sinusul unghiului dublu, unul din unghiuri ascuțite. Da? Sinusul unghiului dublu. Nu mă ziceam, niciodată nu o să fac ieși. Da, pe... Iar eu pentru el. Să vă zic un pic și dreptul și... Este ce autor ce este? Fie O, mijlocul lui CB. O. Duce mediana. O, mijlocul lui BC. Da. În felul ăsta își creează triunghiul istorcial. Corect. Și atunci zice că AO e mediană, triunghiul dreptunghic ABC. Da. Și AO e BC pe 2. AO e BC pe 2. Știm asta, că mediana într-un triunghi este jumătate din ipotenuză. Deci AO este cât BC pe 2 și eu știi ca măsură cât este. Și cât și este? 8. Că e 16 doar. Așa, 8. Da. Și BO e 8 și OC e 8. Asta de 60 de grade, 30 de grade de aici. Da. Că e unghi exterior 15, 15, 30 de grade. Dar nu neapărat că BO e egal cu OC. BO e egal cu OC. OC e egal cu 8. 8. Da, 8. Și 8. Da. Și de ce unghiul ăsta e 30 de grade? Nu. Și rezultă că unghiul AOD e de 30 de grade. AO. AOB. AO. AOD sau AOD. AOD. Da, de 30 de grade, corect. Și atunci și jumătate cateta care se opune unghiului de 30 de grade, jumătate din ipotenuză, adică AD va fi de 4. Da, și atunci AD e 4. Vedeți, merg deci foarte vine ușor. 16 ori 4 pe 2. Exact. Și atunci area triunghiului 30. 4 ori 8, 30 de grade. Foarte bine. De inventivitatea este asta în care se duce. V-am spus, trebuie folosit unghiul de aici. Da. Unghiul de 15 grade. Orice am fi făcut, dacă nu mutăm 15 grade într-un triunghi în care să am un unghi de 30 de grade, n-am nicio șansă. Deci când vedeți că nu puteți să plecați, duceți o mediană, duceți deci ceva. Trebuie de văzut, refac, am ajuns la același lucru. Hai să mai reinsist o dată pe ideea care a fost pornită de la tine cu simetricul acela. Gândul tău a fost să faci 30 de grade. Eu m-am agățat de ideea ta și am zis, bun, merg pe mâna ta, știi bine că asta se întâmplă de fiecare dată când vine ceva cu o propunere, o și iau ca să mă duc. Să stăm degeaba, să mai bine facem. Nu numai, nu numai decât să stăm degeaba, dar trebuie
această situație care s-a întâmplat aici, la problema asta, este, dacă vreți, un mecanism pe care îl urmăresc totdeauna. Elevul care vine cu o idee, aceea trebuie dus până la capăt. Și să plecăm în ea, știți? Adică să plecăm în ceva, să facem nu ceva. Nu ne oprim. Trebuie să vedem. Bun, a fost o inițiativă. Prin tine, prin Mihaela, am înțeles pe oricare din elevii din clasă care sunt la vremea aceea. Dar și pentru voi a fost un model. Ideea de a duce unghiul în 30 de grade este un început, este o idee pe care putem folosi. Și atunci mi-a zis, cu cine este galeria? Cu produsul a două laturi, ori sinusul unghiului între ele. Asta voi știți ca și... Da? Da. Este formulă cunoscută. Da. Produsul și a ce este cât a prin ce, deci poți spune a ce pătrat, ori sinusul unghiului între ele. Și jumătate din... jumătate rămâne afară, exact. Jumătate rămâne pe patru. Deci de aceea vin pe patru. Pe partea altă, la fel. Și fiind același sinus 30 grade, să dăm factor comun. Corect. Și atunci, îndată, îți apare area triunghiului, a ce pătrat plus a b pătrat intră în legătură, exact. Pitagora, Pitagora, și am pus până pe formulă, trebuie să-l ține minte. Într-un triunghi dreptunghic, într-un triunghi dreptunghic, area este ipotenuza la pătrat, cosinus de 2 alfa, cosinusul unui unghi ascuțit, pe 4. Care fie ăla? Un sinusul unui unghi ascuțit? Pe 4. Pe 4. O nouă formulă. Nici eu n-am avut-o până acum. Dar am muncit aici și am pus mâna pe încă o formulă. Care... Cum spunem, area triunghiului este egal cu produsul a două laturi, ori sinusul unui între ele, păi area este ipotenuza la pătrat, cosinusul dublului, pe 4. Pe 4. Și dacă nu o demonstrează, poate să o aplice? Sigur că da. Ai auzit meu? Deci o aplicăm rapid, dacă știam. Dacă eu știam, vă dădeam dinainte. Haideți să vă spun pe ce am n-am știut nici eu. Așa mai mare, este o primă problemă pe care o avem ca rezultat. Când ni se dă într-un triunghi dreptunghic, doar ipotenuza și unghi ascuțit, gata, asta că formula asta și am făcut aia. Și nu mai pierd timp, nimic. Ai înțeles? Da, oare nu e doar pentru 75 de grade? Nu! 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 Indiferent de unghi. Nu, nu, nu. De unghi ascuțit. Deci, e problema lui că nu-l dă alfa acela ca mărime. Deci pentru probleme genul ăsta... Dar formula asta e foarte sigur repede. Sigur că da, e foarte tare. Deci suntem într-un moment fericit din discuția purtată, care ne-a condus spre o formulă pe care dacă o reținem așa, o putem aplica rapid. Deci ipotenuza la pătrat, ori sinusul unghiului ascuțit, sinusul dublului unghiului ascuțit. De 2 ori alfa. Uite, scrii, sinus de 2 alfa. Deci dacă îți dă 15 grade, 30 de grade. 2 ori, da. Îți dă 22 de grade și 45 și 30 de minute acolo. E 45. E 45. Ca să 2 ori alfa. Sinusul dublului să-l găsești din tabel. Exact. Înțelegi? Da. Deci sinusul, de cele mai multe ori vă va da un unghi ascuțit de 15 grade. Uh-huh. Ca să vă încurci foarte tare. Și atunci tu dublul ai. Deci formula asta înconjoară cum înveți foarte. Da, da, pentru toată lumea. Mai și share. Pentru prietenii noștri, da? Spune-le că acum am pus mâna pe o formulă pe care Prof. Online n-a știut-o. Da, am demonstrat aici. Dar am găsit-o acum, da? Prof. Online n-a știut-o. Am pus-o acum la punct. Merită să ținută minte și pentru toți prietenii noștri reținută că este o formulă. Îți dați seama ce dați despre Prof. la clasă cu formula asta. Îl zăpăciți. Păi da, nu e problemă. Am găsit-o, am demonstrat-o, este problemă pe care o puteți folosi. Nici nu cap pe discuție. Folosesc cu toată convingerea. Și acum să ne ducem și pe soluția autorului. Să o spunem pe cea... Da, să ștergem un pic... A fost mai ușoară, dar până de-am așa... Păi, a fost mai ușoară, sigur. Dar iată că, mergând noi, iată cât de frumos, cât de interesant este. Orice inițiativă trebuie valorificată. Da? Deci faptul că am ghicit ideea asta, am mers pe ideea mamei, iată că asta ne-a condus spre o formulă. Altfel, a ideea autorului, destul de frumoasă, interesantă și ea, remarcăm acest lucru, cum face ea? Deci, își... Să ne luăm și noi triunghiul, să vedem frumusețea ideii autorului. Nu cred că ne dădeam seama să ducem o mediană. Da. A.
B, C. Deci, noi știm pe ăsta de 15 grade. L-am găsit pe la 75, era o chestiune evidentă. Da? Și iată, duce pe A1. Ori, să știi că într-un tridreptunghi mediana este jumătate din ipotenuză, deci A1 este cât BC pe 2. Și cum BC toată e cunoscută, înseamnă că asta e 8. Asta e 8. Isoscel. Da, asta e 8. 5 pe acolo, 75. Și acum este 15. Ah, 75. 15, asta este de 100. Da. 100, cât? 150. Da, BAO e 75. Și ăsta este BAO 75 și ăsta vine de 30. Aici este momentul important. Dar nu degeaba. Dacă el nu e de ducea înălțimea, problema era numai dură. Deci dacă autorul nu ne ducea, spune, fie AD înălțimea. Pur și simplu noi rămânea să ducem noi înălțimea și mediană și tot. Deci a fost drăguț într-un fel, băi, hai să le mai dau o nem, du-mi AD înălțimea. Atunci tu, Miruna, ai plecat pe ideea, hai să pe Pitagora, hai nu tu mă duc cu cealaltă, că AB pătrat egal cu AD pătrat, nu-s BD pătrat, pe cealaltă. Și ne-am învârtit în jurul. Ca AD pătrat egal cu BD ori DC. Dar n-a fost din niciun folos, decât doar așa că am demonstrat-o. Puteam să demonstrăm că triunghiul ăsta ABD cu ADC sunt asemenea și scrieam un raport de asemănare și așa deodată relația. Păi dacă nu se leagă. Ei bine, acum am mutat toată problema în triunghiul dreptunghic ADO, cu inițiativa asta, în care dublul lui alfa e băgat aici. Și acum ai sinusul, ai tot ce trebuie, poți să le duci. Sinus de 30 de grade egal cateta opusă, supra ipotenuză. Dar deodată, domnul profesor, cum dar deodată știi că păi, explicația faptului că într-un triunghi dreptunghi cateta opusă e jumătate de ipotenuză, e că se aplică sinusul mai. Exact. Deci să zice sin de 30 de grade, sin de 30 de grade, egal cu cateta opusă AD, supra ipotenuză AO. AO, da? Da. Și cum ăsta 1 pe 2, vine 1 pe 2, egal cu AD, pe O. Supra AO. Adică de aici AD. Bun, AO, de aici ideea că AD este cât? AO pe 2. AD egal cu AO pe 2. Da, ăsta e motivul când totdeauna spune că cateta opusă e jumătate din ipotenuză, unul din motive. E sinusul unghiului acolo. Voi este frică să construiți, așa-i? Nu, trebuie să o spunem așa. Autorul, prin problema asta, a încercat partea inventivă a oamenilor, a elevilor. Aceea de a își duce 15 grade pe care nu-l putea folosi, iar în arii știi bine că ai și varianta plusul a două latură sinusul din unghiului dintre ele, ori să poți să-l folosești, dar unghi care, a cărui sinus îl știi în tabel. Chiar și cu simetric, cu toate creativitatea. Sigur că da. Anca, tot de construcție. Tot așa, tot de creativitate este. Faptul că te duci spre simetric cu acela ca să-ți bagi unghiul între și grații, duci că are, ai prosul a două laturi, simțul între ele, sigur că de creativitate este. Pentru că tu n-aveai șansa să folosești sinusul de 15 grade, deci trebuia să umbli în ceea ce înseamnă antrenamentul, dacă l-ai făcut vreodată, pentru a face și probleme de construcții. Adică, îmi spun așa, am doar un unghi, într-un triunghi dreptunghi, și ipotenuza. Foarte rar am avut situații de acestea. De regulă, aveam un unghi ca cărui sinus sau tangentă sau funcții trigonometrice să o știu foarte repede. 30. Un unghi de 30, de 45, de nu știu ce, 60 acolo. Dar așa ceva nu. Și atunci, autorul a lăsat libertate să te duci aici, să te duci în triunghiul ADO. Aș spune că triunghiul ADO salvează problema. Corect. Triunghiul ADO construit salvează problema. Că te-ai dus la 30 de grade, asta era de 8, ăsta a făcut jumătate 4 și are este 8 ori 16 ori 4. Este superbă. Super, adică băgați la cap. Avem mai de învățat. Da, și iată, mă simt foarte bine.
în timpul asta, pentru că în toate problemele pe care le-am făcut și am încercat să le vorbim cu voi, nu m-a interesat rezolvarea în sine, ci să vedem mecanismul prin care reușim să ajungem acolo. Și iată că matematica se oferă șanse imense pentru partea creativă. Aici se vede. Da? Aici se vede. Nu ești totdeauna în mână, să zici, mă. Nu totdeauna ești împrinsă și ai putut să faci. Dar ce bine e când se zice că asta te salvează. Ori școala, în general, ce face? Modele. Facem 100 de probleme de același model, facem asemănare, proporționalitate, dă-i și dă-i înainte, dar chestia asta, uita. Așadar, întoarcem. Problema numărul 2. Noi, da. În exteriorul pătratului ABCD. Deci, în exteriorul pătratului ABCD. Construim triunghiurile echilaterale ABE și CDF. Haideți să vorbim la un pătrat, cum se face în urmă? Da. Deci, spunem că exteriorul unui pătrat. Da. În exteriorul pătratului ABCD construim triunghiurile echilaterale ABE și CDF. Deci facem un pătrat și pe latura AB și CD construim două triunghiuri echilaterale. Deci un pătrat. A. Hai să A. B, C, D. Și pe exterior? Pe exterior, construim triunghiurile echilaterale A, B, E. A, B, E. Da. Triunghi echilateral, latura așa, ducem mediatoarea, da. Mijlocul său și fixăm și noi așa, aproximativ. Dacă aș avea compas cu măsura asta, descriu arc de cerc, descriu arcul său, trenit aici. Voi puteți să măsurați. Și mai repede. Iată. Triunghiul ABE și CDF. CDF, adică pe jos, partea cealaltă. Da. Poate că uite, asta trebuie dus ca să simetric, să zicem așa. Și CDF. AB egal cu 6. AB 6. Da, aflați. Da. Deci, problema numărul 2. Concluzie. Nu mai scrie, nu? Ipoteză. ABC de pătrat. A, B, C, de pătrat. D, pătrat. AB e și CDF, triunghiul echilateral. A, B, E, CDF, CDF, triunghiul echilateral. Echilateral. AB e egal cu 6. A, B egal cu 6. Să aflăm. A, mic. Lungimea segmentului CE. CE e egal cu cine? Și la B mic, aria triunghiului C, E, F. C, E, F. Aria triunghiului C, E, F. Deci CE e egal cu cine și aria lui C, E, F. Deci CE e, trebuie să-l... C, E. Formim pe C cu E. Așa. Și aici și cu E. Bun. Pe toate laturile de acolo, mai puțin ce sunt congruente? Sunt 6. A, e congruent cu EB, cu AB, congruent cu BC, congruent cu BC. Da. Bun, și... Unde mă duci ca să pun la pe ce e? Pe că e. Da, pe ce e? Ce triunghi? E, O, C. Notăm acolo. E, O, C. E, E, O, C. O aici, nu? Da. Așa. Mă, hai să zicem. Mă, e mă că. Mă că are... știm că e 3 cm. Da, are și 90 grade acolo. Sigur că da. Da, s-a adus în el. Să notăm și dincolo, domn profesor, cu N. Cu N, da. Mână-i tot de 6, bine. Mână 6. Da, mână 6. Nu e va fi... Dacă, asta pe noi e dacă o putem dacă afla. Dacă A e 6, E, B e 6,
Nu, aia e 3, mama, Pitagora, imediat. E, băie, e 6, sigur că da. E nu Pitagora, avem un 3. E le e știu că e de 6, e nu băie de 3, și au știu pe nu e. Și dacă știu pe nu, o știu pe nu mă. Știu și pe mă că, iar pe că. Și-au plăcut tema fa pe că. Strategie construcție, da? E construită acum, numai că ne apucăm de lucru. Rezolvare, da? Demonstrație. Demonstrație. Punem cu triunghiul E, N, B. În triunghiul. Cine conduce? N, B. O să conduci tu. Da. Cine vorbește, copii? Așa. Atunci vrei să vorbești, ai înțeles? Da. În triunghiul E, N, B. Avem cum o să... E, B de 6 cm. Da. 6 cm. Avem cu... N, B de... N, B de 3 cm. Da. Și N, E... Și măsura unghiului. Și măsura unghiului E, N, B. De 90 de grade. Și acum să fac teorema lui Pitagora. Deci rezultă teorema lui Pitagora că E, B pătrat. E, B pătrat egal cu N, B pătrat. Da. Plus N, E pătrat. Așa. E-bu pătrat e 6, adică da. 3, 6, egal cu 9, plus nu e pătrat, da. Adică 3, 6, minus 9. 3, 6, minus 9, 27. Da. Și atunci e N, este egal cu radial 27. Măsură din străinătate, în Italia. Adică din 27, și mi-a zis că e ca fiind 3 la... 9 ori 3. Da, 3 radical din 3. Ia uite cum am aflat-o și pe asta. Da, sunt într-o lecție de matematică, sunt chiar la profundele. Ok, asta înseamnă că mâie... Deci până la 10. Mâie... Da, da. Este egal cu mână plus mâie. Mâie. Este egal cu 6. Egal cu 6 plus 3 radical din 3. Și egal cu dăm pe 3 în factor comun. 3 pe lângă 2 plus radical din 3. Bun. Am aflat-o și pe M. Păi pe M o știm, pe M o știm. Ia uite cum o spate între ce e. De-aia m-a luat Pitagora. În triunghiul. Vorbește Anca. În triunghiul... E, M, C. Vrem să aflăm pe E, pe C e. Ce zice Anca? Da? Avem. Ce avem? Ia să vedem ce cunoaștem. E, M. E, M. Uite ce am aflat. E, M. Uite. 3 pe lângă. 3 pe lângă 2 plus radical din 3. Da. Pe ce merge? M, C. De asta, 3. 3 plus 3. Da? Și măsura unghiului. E, M, C. 90 grade. Și rezultă din toate astea pământ teoremei lui Pitagora. Ce rezultă? Ce e la a doua? Ce e la a doua? Egal cu măcă la a doua. La a doua minus, plus. Asta e ipotenuza, dar asta e unghiul drept, asta e ipotenuza încă. Da. Și am zis suma la celelalte catete. Măcă la a doua plus e mă la a doua. Și atunci ce e pătrat? Egal cu măcă, nu știm, 3 la pătrat adică 9, plus e mă la pătrat. 3 pe lângă 2 plus... Care din 3 totul la pătrat. Și atunci ce e pătrat egal cu? 9 plus 9 pe lângă... 9 plus... 3 la 2 e 9. Pe lângă... 2 plus radical din 3 la pătrat. Da? Și atunci... Adică e foarte... Păi, suntem Florin, vezi să stăm în lecții, nu? Și atunci ce e la pătrat egal cu 9 pe lângă. Dăm factor cunoscut, 1 plus... Păi, după ora 8 jumate, când intru la... Hai să desfacem aici. 1 plus 4... Păi, știi acum, programul la 8 jumate, în parol. Da. Plus 3. Da, da. Păi 4 plus bine, de 2 ori partea întâia ori partea a doua. Da.
Plus ce a plus 3? Plus 2 ori 2, 4 ori... Plus 4 radical din 3. Da, plus... Plus 3. Da. Adin, corect? Da. Și pe nouă l-am dat în factor comun din amândouă. Numai asta era la a doua. Făcut bine, domn profesor. Da. Deci, da, e bine. Ați ridicat la pătrat acolo, da? Da, am făcut bine. 1 și cu 4 și cu... Și atunci ce e? Ce e pătrat? Ce e pătrat egal cu 9 pe lângă 7 plus 4 radical din 3. Cât de acolo? 8. 5, e 1 plus 4, 8. 5 cu 3, 8. 8 plus 4 radical din 3. Fiți atenți că greșim după aceea. Mai și mai este ceva de aici, un 4. 9 ori 4, 3, 6. Se lângă 2 plus radical din 3. 2 plus radical din 3. Deci e că egal și cu... ce e? 6, e egal cu... 6 radical din 2 plus radical din 3. Din 3 și 6 iese 6. 6 ori radical din 2 plus radical din 3. Radical adânc, nu? Radical da. Din toate expresele. Din 2 plus radical din 3. Radical compus, cum spune. Radical din 3. Ia zi, nu te transforma în radical simplu. Să luăm deoparte. O luăm deoparte și lucrăm? Sigur că. Nu lăsăm așa, nu? Nu lăsăm. Deci e în clasa a 7-a. Pe cum știi să faci asta? Viruna, luăm numai radicalul ăsta. Radical din 2 plus radical din 3. Egal ca și cum ăsta ar fi A. B ar fi B. Da. Și ce e cu cât egal cu A, radical din A pătrat minus B? Ce e egal cu radical din A pătrat minus B, da? Și va fi egal cu radical adânc din A plus C. A, întâi îl facem pe C. Ce uite? Da. C-ul e 1. Rezultatul C egal... Nu e rezultatul acolo. Punct și virgulă. Punct și virgulă. Pe C știm că e egal cu radical de A pătrat minus B, da? Adică A pătrat. Așa scriem formul, mă, că numai așa învățați formul. Da, A pătrat minus B. Și este egal cu radical din A pătrat. A adică 2, 4, 4 minus 3. Adică egal 1. Din 1 și 1. Deci C e egal cu 1. Și acum înlocuim aici. Și ăsta va fi egal A plus C pe 2. Echivalent, nu? Mm-hmm. Ăsta. Ăsta, da, 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 da. Nu e egal, el egal. Este egal. Adică... Egal cu A plus C. A plus C pe 2 minus radical din... Pe plus, Adi. Plus. Plus pentru că între cei doi radicali e plus acolo. E plus, da, da, da. Și plus. Plus radical, din A minus C pe 2. O, 2 plus 1, 3 pe 2. Egal mai departe. A cu 2 plus 1, 3 pe 2. Radical din 3 pe 2. Și plus, radical din... Radical din A-ului 2, 1 pe 2. 1, 1 pe 2. Am te face mica. Și egal mai departe. Și egal mai departe, lor lucrăm. Egal cu radical din 3 supra radical din 2. Raționalizăm. Hai, da, plus 1 supra radical din 2. Păi avem același numitor. Și aceea, da? Și este egal cu radical din 3 plus 1. Totul supra radical din 2. Supra radical din 2. Raționalizăm. Sigur. Cu radical din 2. Și la fi supra 2. Și radical din 6. Da. Plus radical din 2 pe 2. 2 pe 2. Și acum ce e? Finalul va fi că ce e egal cu? Ce e? Acum spui domnul. La fiile sunt așa. Nu, deci, e minunat. Eu ca cel care... Corector. Corector. Radical din 6. Sunt foarte preocupat să-l duce la forma cea mai... Pe doi. Am scris acum cu ce șterg la lucrat. Nu ce eu ăsta este. Radicalul dublu este. Ce eu era cu 6 în față. Aoleu, domn profesor, nu l-am terminat? Ce nu eu era cu 6 pe lângă... Toată șmecheria da. Asta. Unde? Ești este asta? Nu, 9. Nu, 6. E 6. Ce eu a fost pătrat, 9 pe lângă, dar ce e simplu radical? Ai mai scos un 4 acolo, că a fost 8. Așa, putea să mă mai dica, da, mai dacă spune. Zic, e 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 pe lângă, radical din 6 plus. E, era 6 pe lângă. Radical din 6 plus radical din 2, totul pe 2. Așa, 2 cu 6 se ridică. 2 cu 6 și atunci ce e? Era, ăsta se duce și 3 pe lângă. Radical din 6 plus radical din 2. Ăsta e ce? Așa, pe da. Așa. El era 6 pe lângă, nu știu, radicalul da. Suprapus. Da. Au compus, așa cum spuneți voi. De abia acum l-am aflat. Bun. Ce mai avem de aflat, copii? Area triunghiului CEF. CEF. Hai să vedem ce faci. CEF. Bine. Aveți ce voi o idee? Păi eu știu cât e, că mă...
C, M, D, A, C, R, E. Știu câte e M. Dacă l-aflăm pe M, F, suntem cei mai fericiți. Pe M, F? Da. Deci are pe C, E, F. Aia a fost. Când e fost? Ăsta-i de șase. A, și noi avem... Ăsta-i de ăsta știm, trei la urmă din trei. Păi da, dar ăsta pare. E un dreptunghic? Ce e? Bun, e un dreptunghic? Adică nu, area lui E, C, F egală cu M, C ori E, F. M, C? Baza înălțimea supra 2. M, C ori E, F supra 2. Deci area triunghiului? Area triunghiului. C, E, F egal cu baza, adică E, F ori înălțimea M, C, supra 2. Supra 2. F o știm? Da. Da. E, 3 radical din 3. Cum 3 radical din 3, mă? Că ai 3 radical din 3 plus 6 plus 3 radical din 3. Scoate 3 6 radical din 3 plus 6. 6 pe lângă... 6 radical din 3 plus 6. Plus 6 radical din 3, da? Da. Da. Asta este F. Da. Înmulțit cu C, M. Or, C, M, care este 3. Or, 3, da. Pe 2. Și este egal cu... Scoatem un 6? Ce se fac acolo? Da, scoatem un 3. Nu. Scoatem un 6. Scoatem un 6. 6 pe lângă 6. 6 ori 3, 18? Și ori 3 de aici, 18. 18 pe lângă 1 plus radical din 3. Pe 2. Să avem 9 pe lângă 1 plus radical din 3. Area lui ăla. Și cu asta am aflat area lui CF, da? Dar cine are ei, domnul? Cosmin. Are test? Nu știu. Cosmin, dacă n-ai test, nu vrei să... De care? Să vedem dacă nu vine și Andreea. Aolea. Da. O să... Mai lucrăm și mâine seară, nu? Mhm. Că poate vine... Are test. Au test copii ăștia, dar dacă vine Andreea. Dacă vine Andreea, trebuie să fac. Când vine doi, nu-mi pasă. Da? Mai stai un pic. Da, stai un pic. Să vedem exact. Să vedem dacă apare. Da. Dar oricum, mai este pe timpul nostru, mai ajuns până de ori. Da, măi, știi că Cosmin e tot timpul mai devreme. Îndrăgostit. Problema următoare, e îndrăgostit. E Andreea, de ce? De mate. A, de mate, da, măi, ce deștea. Cuțaia. Cuțaia. Da, urmează o altă problemă. Problema 3, de la testul ăla. De la testul 3, varianta A. Da. Într-un triunghi ABC, oarecare. Acum, da. Ce problemă? 3. Deci, în triunghi ABC, AB e de 12 cm. Măsura lui B e de 30. D este în mijlocul segmentului BC. Al lui BC? Da. Adică... Aparține lui BC. C și la mijloc. Adică B, D e cât DC. BD e cât DC. Da. Măsura lui ADB e 45. Să afle are triunghiul ABC. Aia, triunghiul ABC, da. Facem un triunghi oarecare. Da. Avem AB egal cu 12. Da. Măsura lui B. Ce frumos am făcut. Fac liber B. Pune pe B, în locul C. Exact. Schimbă. Da. Aici B și aici C. Da. Mătura în luata 30 grade. Da. D-i mijlocul BC. Ducem și mijloc, vedeți, aici ne ajută. Da, dar nu-i triunghi de dreptunghic. Nu-i de. Deci nu mai merge media, mai jumătate din pătrunză, nu merge. Da, nu mai poate să este. A, D, B. A, D, B. A, D, B. Ăsta. De? 45. 45 grade.
Asta prin diferență, ăsta, era. Nu mai este. 475, 105, numai 105 nu e, dar nu mai contează, scrie fie. Asta e. De ce? Păi 115 atâtă? Este o fragă de triunghiul, nu-i făcut... Chiar bine. Da. Ei, da, lăsați, cred că nu e chiar foarte important. Nu e important, sigur, da. Așa. Să aflăm area triunghiului ABC. Deci suntem într-un triunghi ABC în care cunoaștem un unghi de 30 de grade. Da. AB, unghi de 12. A... AB, asta s-a mutat, da. AB, da. Da. Deci, îmi place asta, domnul profesor. Și mie. Da. Mă speriat. Zi-mi. Ducem înălțimea din A. Sigur că da. Și avem unghii 30, A, E, B. Deci o să avem că E este egal cu 6. O, o câștig foarte bun. Deocamdată știm numai a e înălțimea cum ar veni, da? Așa avem. Da. Și trebuie să mai aflăm pe, pe ce? Nu, ne, nu degeaba ne dă și că acela e de 45 de grade. Da. Păi avem a, e, b, triunghi dreptunghi, știm a, e, știm a, b, putem să aflăm pe e, b. Nu măi. Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul a, e, b. A, e, b. Ce avem? Avem a, e, 6, a, b, 12 și da. Avem triunghi dreptunghi a, e, b. Păi demonstrație. În triunghiul a, e, b. Da. Avem... Nu știu ce am dat. Mai puteți scrie. Măsura unghiului a, e, b. 90 de grade. Avem AE egal cu 6 cm. Da. AB egal cu 12 cm. Și avem conform teoremei din Pitagora. Avem așa. E, nu, nu știu, nu vorbește nimeni. 12 la a doua. E B la pătrat. Este e, egal cu... Nu e B la pătrat, dar B la pătrat. Păi, suntem între unghiul AE B. Păi pe A e B. Da, și e B la pătrat egal cu A B pătrat minus A e pătrat. Stați puțin, hello, ce ai? Suntem triunghi A e B. Bine, și eu nu pot să scot o catetă? A e, păi mă scuzați. Da. Este egal cu A B la pătrat minus A e pătrat. Vorbește de avut. Pitagora este, da? Ce, am zis altceva? Da. N-am zis, mamă, trebuie să gândesc. Da, zi, da. Și este egal cu 144 minus 36. Egal cu 12 la pătrat minus 6 la pătrat. Și e B la pătrat. Este egal cu 144, cum ai zis tu, Dragul, minus 36. Care fac? 108. E B la pătrat egal cu 108. Și egal cu 4 radical din 6. 4? Radical din 7. Din 7? 3 la 3 ori 2 la 2. 36 radical din 3. Și 36 radical din 3. Ia și 36 ori 3. Da. 6 radical din 3. Și e B. 6 radical din 3. Am aflat-o și pe E B. Așa. Uite asta. 6 radical din 3. Trebuie să mai aflăm pe ce e. Da. Păi avem... A, gata. Nu, nu e gata. Că nu avem gata. Aș folosi catetă, nu? Teorema medienei se aplică doar într-un triunghi dreptunghic? Atât. Într-un triunghi dreptunghic. Pentru că avem... Povestea aceea, pică sinusul de 30 de grade. Am scăpat. Așa. Vreau să vă spun că e B ăsta, putea să-l aflați mult mai simplu dacă aplicați o funcție trigonometrică. Un sinus, ceva. Un sinusul care cateta opusă pe ipotenuză nu-mi place. Cateta alăturată, cosinusul. Deci în triunghiul, hai să vedem și asta, în triunghiul A, E, D, cosinus de 30 de grade, egal cateta alăturată E, B, da? Cateta alăturată supra... cosinusul supra ipotenuză, deci supra ipotenuză, supra A, B. Cosinus de 30, cosinus de 30 de grade, cât este copii? Radical de 3 pe 2. 1 pe 2 la sinusul. Egal 3 pe 2. Egal cu EB supra 12.
de unde, iată, e B, va fi egal cu... 12 radical integral. 3 pe 2 și 6 radical integral. Cât v-a dat? Tot asta, da. Radical din 3. Dar a lucrat un pic mai mult. Bun. Bună e și ideea, a mers foarte bine. Acum trebuie să avem PCE. Cum facem PCE? Nu avem nicio șansă. 30 de grade l-am folosit. Dacă nu ne-au găsit 45, 45, nu ne putem pune problema să rezolvăm. Păi să aplicăm de 45. Dar unde e 45? 45? Că a rămas aici cât? 180 minus 45? 135. 135. Deci 135 de grade este asta. Păi da. Și cu 90? Și cu 90, 205. Păi, 205. Vezi, figura nu este cea care trebuie și de ce suntem în confuzie? Păi ar însemna că... De ce merită să ne întoarcem și să facem, dacă vreți să corespunde, da, dacă îți corespunde realității, trebuie să fie o altă figură. Deci, cum să... Cred că este vorba de unghi obtuz acolo sus, ăsta de 30 de grade, mijlocul AD nu deschis, înseamnă că să fie mai închis. D era mijlocul lui CB, nu? Da. A. Lui BC. B. C. Dacă așa, și ăsta AD, AD B, să fie 45. Tot nu iese bine, vedeți? Atunci facem așa. Mihaela, uite, facem așa, pornim invers problema. Unghiul ăsta de câte grade de să lovi? 30. Jumătatea de aici. Și trebuie să construim un unghi câte? De 45 de grade. 90 așa. Și ăsta este de 45 de grade. Așa. Și atunci, deci ca să fie de 45, și ăsta e vârful A, și atunci așa este de unghi. Da. Deci, cum am procedat ca să nu mai intrăm în contradicție așa ca formă? Deci, am luat o unghi de 35 de grade, de 30 de grade. Aici este B-ul, ăsta este C-ul, D-ul, mijlocul lui BC am luat punctul D, am dus aici bisectoarea cui a lui unghiului 90 de grade. Ca să facem 45. Da, 45 de grade. Da. Și îl vedem așa cumva, da. Și s-au întâlnit pe B, pe dreapta asta, în punctul A. Păi și acum înălțimea e în AD? Sigur că da, deci înălțimea din A pică în interior. Exact. Aici. Ca să corespundă realității. Corect. E de aceeași chestie, în aceeași stat. Sigur că da, dar nu mai intrăm în contradicția așa cu unghiul acela decât... Exact, ca să vedem la putem să vedem mai departe, știi? Da. O figură corect făcută este problema de jumătate rezolvată. Ajută, da. Foarte bun. Deci așa, da. Cu AE, domnule, aici am notat cu E, da? Da. Ce știm noi în momentul AE de față? AE e 6, AB 12. AB 12. AE este jumătate, 6. Da. Am mai aflat pe EB. EB-ul. 6 din 3. 6, EB-ul ăsta. B. Nu de am aflat că e B. E B, Miruna. Am aplicat în funcție de nume. Da. Deci e B, e 6 radical din 3. Da, din 3, da. Bun. Scrie 6 radical din 3. 6 radical din 3 este E B. Da. În clipa de față, ne-ar mai trebui ce eu. Dacă l-am ști pe de E, l-am ști pe DB total. Corect. Și atunci am aplicat, nu? Da. Dacă l-aș ști pe DE. Păi avem măsura lui AE de 90 grade. Da. Deci ăsta e de 90 de grade, de perpendicular. Poate tu știi, mai deci, eu. Deci EAB va fi de 60. E? AB. A? B. B, EAB. De 60. 60. Dar oprește-te aici. Da, o vedeți unde ăsta de câte grade? 45, că știm din 45. Dacă este de 45 de grade. Bun, înseamnă că și 2E e cu AE. Foarte tare.
Adică ăsta-i momentul. Nu puteam să rupem problema. DE este cât AE. Mm-hmm. De ce DE e cât AE? Că triunghiul DEA este... DEA este un triunghi... De triunghi sos cel. 45-45. 6-6. Atunci DB toată va fi 6 radical de 3 plus 6. Da. Știu pe DB, știu pe toată B ce. Gata problema. Da, figura asta în... Încă ceva am de învățat. Deci dacă știm pe DE, știm pe AE 6, cum îl lasăm pe CD? Pe CD? CD nu-i dublu lui. Păi jumătate. D-i la jumătate. D-i la jumătate. Adică BD ori 2. Scriem așa, în triunghiul ADE. Deci începem. Dar să știți în figura aia, domn profesor, acum. Asta da, da, da. Lăsați-o pe dumneavoastră. Simțeam că ceva nu va merge pentru că undeva să... Da, trebuia să ne oprim. Da, trebuia să ne oprim. Înălțimea nu ne pica în exterior și trebuia să fie în interior triunghiului. Deci nu mai mergea. Deci spunem așa, în triunghiul ADE, în triunghiul ADE, avem că măsura unghiului AE e 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Și măsura unghiului D. 45. Măsura al unghiului D, 45. Egal cu 45 de grade, rezultă că triunghiul ADE isoscel, triunghiul ADE isoscel, și atunci înseamnă că, de regulă când dau triunghiul, trebuie să fie AED. AED, adică litera, da, da, da. Să pune la mijloc, AED, da? În care AE e egal cu ED. Da, A, E. Egal cu E, D și egal cu cât? Cu 6. Da. Și de aici rezultă că D, B, egal cu 6 plus 6 radical din 3 și este egal cu 6 pe lângă 1 plus radical din 3. Și asta B, este D, B. Și B, G e egal de 2 ori D, B. B, C este de 2 ori D, B. D, B. Și egal cu 2 ori... 12 deodată punem, 12, pentru că 1 plus radical din 3. Și acum o știm și pe BG. Și în triunghiul ABC. Păi are anumită egală. Avem că BC e știută. 12 pe lângă 1 plus radical din 3. AE 6. Înălțimea AE egal cu 6. Și atunci area triunghiului A, B. Ce este baza? B, 12. Da, pe lângă 1 plus radical din 3.